Doar imaginează-ți un iaht pe care nu trebuie să-l alimentezi cu combustibil, un iaht cu mobilă ce poate fi mărită sau micșorată cu o simplă atingere de buton, un iaht cu o zonă spa modernă unde vă puteți relaxa în timp ce navigați pe oceanele lumii cu o viteză ce depășește recorduri. Ei bine, este vorba despre Tesla Model Y Yacht, un iaht a cărui concept a fost prezentat încă din 2016 și care astăzi atrage multă atenție. Astăzi vom arunca o privire asupra acestui concept, designerului și reacției Tesla despre acest concept. Crearea conceptelor pentru Tesla în zona auto nu mai este o noutate și este și de înțeles. În doar 11 ani, Tesla a devenit cea mai populară alegere din lume, atunci când este vorba despre achiziționarea unei mașini electrice, punând sub umbră multe companii consacrate. Iar acest design futuristic specific companiei Tesla a avut multe tentative de a fi copiat de mai multe branduri din diferite domenii, adică biciclete Tesla, Tesla hoverboards și chiar și avioane Tesla. Toate aceste concepte au fost create de designeri din toată lumea, dar nu multe au atras atenția precum Tesla Model Y Yacht, concept care a fost creat și prezentat de către Dhruv Prasad, un designer senior la Liquid Design. Când și-a explicat conceptul, acesta specifica că Tesla Model Y Yacht este despre explorare, iar când arunci o privire asupra ceea ce are de oferit acest yacht, este ușor să-ți dai seama că acesta are un design futurist ce poate îți va aduce aminte de ceva ce poate ai văzut într-o benzinărie. Exteriorul iahtului a fost puternic influențat de către stațiile de încărcare Tesla, integrând alb strălucitor și linii roșii pe un mix de forme rotunjite și linii ascuțite. Și bineînțeles că numele pare că a fost influențat de către Tesla Model Y, care este și ultima literă a cuvântului sexy, ce a fost compus din Model S, Model 3, ce reprezintă litera E, Model X și Model Y. Elon cu siguranță este un fan a denumirilor creative, adică de la numele copilului până la numele mașinilor. Spre deosebire de restul iahturilor care vin cu multiple punți pe diferite nivele, Tesla Model Y Yacht este simplificat pentru a fi cât mai neaglomerat posibil. Sunt doar două punți pe iaht, dar aceste două punți au câteva elemente pe care nu le vei găsi nicăieri în altă parte. Dar înainte să vorbim despre ce are iahtul în interior, ar trebui să ne uităm prima dată sub capotă. Știm cu toții că produsele Tesla folosesc diferite surse de energie verde, deși sursa de energie pentru acest yacht este tot verde. Model Y Yacht se presupune că ar funcționa pe bază de hidroenergie cu ajutorul unei turbine ce alimentează constant bateria de la bord. Cu acestea fiind spuse, acest yacht nu va rămâne niciodată fără baterie. Iar dacă iahtul este andocat la mal, pe el există un panou solar mare pentru a păstra bateria încărcată indiferent de situație. În spatele navei vei găsi o mică punte care se află foarte aproape de nivelul apei, oferindu-ți un loc ideal pentru jucăriile ce au nevoie de apă sau chiar pentru a putea face scufundări. Aici este o scară ce te ajută să intri și să ieși mai ușor din apă. Și dacă te afli pe iaht pentru a te relaxa, puntea din spate are și o zonă de lounge ce permite amplasarea unei piscine sau jacuzzi în care te poți bucura de soarele unor locații exotice și adierea unor vânturi line. Dar dacă vânturile sunt prea puternice sau dacă vremea devine instabilă, nu trebuie să-ți faci griji pentru că iahtul are o ușă specială ce ajută la transformarea punții de exterior într-una de interior printr-o simplă apăsare a unui buton. Și bineînțeles că pe ușă se găsește sigla Tesla. Această punte comunică cu cealaltă punte a iahtului care este menită să fie o zonă de living mare. La prima vedere, zona de living pare să aibă doar câteva scaune cu spatele la geam, dar de fapt acolo sunt și mese în mijlocul camerei. La atingerea unui buton, mesele se rotesc oferindu-ți 4 scaune pentru oamenii ce vor servi cina sau savura o băutură. Când nu sunt folosite, ca și în concept, acestea se strâng pentru a oferi mai mult spațiu, indiferent de activitățile pe care le ai în minte. În colțul din spate există două camere încastrate în sticlă curbată. Una dintre acestea este în spate, ce vine cu două mese pentru masaj. Și cu totul că nu este cea mai intimă cameră pentru masaj, cu siguranță este una specială. Pereții din această cameră sunt plini cu diferite texturi și culori, făcând spațiul mai viu și luminos. Linii curbate de-a lungul geamurilor ce oferă o vedere incredibilă a celor câteva locuri de la fereastră, tavanul ce vine cu diferite linii ascuțite pe diagonală și finisaje de culoare negru lucios, toate acestea pentru a-ți oferi sentimentul că te afli pe un iaht de lux.
Desigur, mai există și centrul de interes reprezentat de acest perete pictat, ce cred că doar vechiul Elon l-ar alege. Marginile camerei, incluzând tavanul, sunt înconjurate de LED-uri ce oferă sentimentul de lumină modernă și care scot în evidență toată camera. După această punte se găsește și camera capitanului, ce vine cu panoul de control pentru întreg iahtul. Dar acesta nu este iahtul prietenilor tăi, aici nu vei găsi acea roată tipică pe care ești obișnuit să o vezi în cabină și care îți oferă sentimentul de vas al piraților. Cu toate acestea, nu sunt poze cu dormitorul. Se spune că există un dormitor al capitanului pe lângă camera de control a acestuia, ceea ce mi s-ar părea și corect. Până la urmă, dacă ai de gând să petreci pe un iaht ca acesta, crede-mă că nu ai vrea să pleci de pe el noaptea. Să mergi pe apă este mai greu decât îți poți imagina. Pe scări, pe puntea de sus, este locul unde se găsește distracția cu adevărat. Iar aceasta s-ar numi camera de sticlă. Întreaga cameră este înconjurată de pereți de sticlă, oferindu-ți o vedere la 360 de grade asupra apei. Deasupra, tavanul are o duzină de geamuri mici, ce creează un efect de mozaic, care după mine arată a operă de artă. Pe partea dreaptă, cum intri, există un bar care mă face să mă gândesc la un fel de navă spațială. Până la urmă, presupun că vorbim despre Tesla, nu despre SpaceX. Probabil că ai văzut că scaunele de bar sunt diferite, asta pentru că sunt făcute dintr-un material unic ce îți permite să te scufunzi în el. Acestea pot fi reglate în sus și jos, dar și înclinate în funcție de preferințe. De fapt, acest material se poate găsi cam pe toată puntea de sus, incluzând principala zonă de lounge. În centru nu doar că vei avea o zonă impresionantă pentru a te petrece, dar va fi și o zonă versatilă atunci când vrei să-ți impresionezi oaspeții. Când vei rămâne fără scaune, nu mai trebuie să mergi în depozit pentru a aduce altele. În spatele camerei se află un televizor gigant unde te poți relaxa urmărind un film. Dar nu mă întreba cum funcționează acesta cu toate aceste ferestre și acel tavan luminat. Sunt sigur că se vor gândi la ceva dacă acest design se va concretiza. În partea cealaltă a camerei există un spațiu ce pare a fi dedicat zonei de lucru sau locului de luat masa și cu siguranță pare a fi un loc ideal pentru a pune mâncarea sau băutura în timp ce te simți bine pe restul punții. Bineînțeles că există și o zonă pentru distracție afară pe punte. Puntea mare din fața navei nu are o piscină sau jacuzzi în concept, dar cu siguranță există loc pentru a include așa ceva dacă acest iaht va deveni realitate. În acest moment, această zonă îți oferă un loc pentru a verifica statusul bateriei iahtului, dar această dimensiune masivă a punții poate fi transformată într-o zonă incredibilă pentru dans sau not. Până la urmă, atunci când nu ești în apă, îți dorești să faci cât mai multe lucruri posibile. Nu au fost estimate prețuri pentru Tesla Model Y Yacht și nici Elon sau Tesla nu au răspuns în legătură cu acest design. Dar sunt sigur că într-un final îl vor observa și sper că nu pentru o sumă colosală de bani. Deci asta a fost. Aici ai totul despre Tesla Model Y Yacht. Ce părere ai? Este ceva ce Elon ar trebui să transforme în realitate? Anunță-mă în secțiunea pentru comentarii. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un like, un subscribe și poate să pornești și notificările. Ca întotdeauna, eu am fost Eternal Luxury.